Selecționerul Serghei Kleșcencu a anunțat lotul național Moldovei pentru meciurile cu Andorra și Malta din Liga Națiunilor. Reprezentativa noastră va intra în cantonament în perioada 6-13 octombrie la centrul de pregătire a selecționatelor Moldovei de la Vadului Vodă. În comparație cu ultimele meciuri ale tricolorilor din luna septembrie, în lotul de 25 de jucători au revenit portarul Cristian Avram de la echipa azeră Aras Nahicevan și mijlocașul Cristian Dros de la formația albaneză Elbasani. În schimb, nu au mai fost convocați portarul Dorian Răilean, mijlocașul Victor Bocaciuc și fundașul Veceslav Posmac, ultimii doi jucători fiind accidentați. Tricolorii urmează să joace două meciuri din cadrul Ligii Națiunilor. Prima partidă va avea loc pe 10 octombrie la stadionul Zimbru contra selecționatei din Andorra. În cel de-al doilea meci național a noastră va întâlni în deplasare pe 13 octombrie reprezentativa din Malta. Amintim că Moldova a debutat în actuala campanie a Ligii Națiunilor cu o victorie de 2-0 împotriva Maltei, în care au marcat Mihail Caimacov și Ion Nicolăiescu din penalti.